Bine v-am regăsit! Cu toții am simțit câteodată că ne mănâncă pielea și nu ne-am dat seama de la ce, pentru că nu au existat erupții. Alături de mine este dermatologul Adina Alexandru, care ne va spune care sunt cele mai frecvente cauze ale mâncărimilor de piele. Așadar, doamna doctor, există cauze interne și cauze externe. Da. Să începem cu cele externe atunci. Cauzele mâncărimii de piele sunt numeroase și există două categorii mari ale mâncărimii de piele, cu sau fără leziuni vizibile la nivelul pielii. Deci, ceea ce se întâmplă în practică cu pacienții atunci când ajung la noi cu mâncărime de piele este că ei sunt convinși că au o reacție alergică și povestesc că ieri am mâncat ceva și astăzi mă mănâncă pielea. Reacțiile alergice reprezintă o realitate, sunt o cauză frecventă a mâncărimii de piele, fie că provoacă urticarii, fie că provoacă chiar și dermatite de contact, de exemplu. Dar pe lângă acestea sunt multe, multe alte cauze. Cauzele interne care de obicei pot să dea o mâncărime generalizată, nu neapărat cu leziuni vizibile, poate sunt uneori greu de depistat, dar trebuie să le avem în vedere, pentru că pot fi foarte, foarte importante. Diverse boli interne, cum ar fi diabetul zaharat, cum ar fi bolile tiroidiene, hipertiroidia, boli hepatice sau boli renale importante, chiar și infecția HIV poate determina mâncărime generalizată la nivelul pielii. Neoplaziile, adică tumorile de organe interne, tumorile solide și chiar neoplaziile hematologice ale sângelui pot asocia astfel de mâncărime generalizată. Și nu în ultimul rând, chiar și boli neurologice. Deci după un accident vascular cerebral poate să rămână o astfel de sechelă sau poate fi asociată chiar și cu scleroza multiplă. Și după cât timp de la acest prurit ar trebui să mergem la un specialist totuși? Dacă pruritul acesta este constant, nejustificat de, nu știu, lucruri cum ar fi pielea uscată, pentru că, de exemplu, la vârstnici, la care pielea este foarte uscată, sau la persoane care au pielea uscată constituțional, sau care au dermatită atopică, pruritul acesta este cumva explicabil. Pentru că firesc, o piele uscată, sigur că se irită mai ușor, ne mănâncă mai tare, dar dacă suntem o persoană relativ tânără, care nu ne știm suferinți de lucruri importante și avem o mâncărime generalizată neexplicabilă și fără leziuni pe piele, este indicat să mergem, în primul rând, poate la dermatolog, pentru că ține cumva de specialitatea noastră pruritul. Și când vorbim de erupțiile pe care le putem vedea chiar și noi acasă, care dintre ele ar trebui să ne îngrijoreze? Cum ați spus, bănuiesc că după o mușcătură de sânțar, de exemplu, știm clar de la ce este, sau dacă am mâncat ceva, sau dacă avem o urticarie. Există și situații în care ar trebui să ne îngrijorăm? Da, sunt multe afecțiuni de piele care sunt asociate cu mâncărimea pielii. Lichenul plan. Lichenul plan este o afecțiune caracterizată prin mâncărime și prin leziuni vizibile la nivelul pielii, care uneori pot fi destul de extinse. Și în prima fază, atunci când debutează, tot contextul e de neînțeles. Este important să fie diagnosticat corect de un dermatolog, pentru că, pe lângă aspectul neplăcut și mâncărimea asociată care poate fi disconfortantă, lichenul plan se poate asocia cu hepatitele virale, care pot fi identificate în acest context de către medicul dermatolog, care, cunoscând această asociere, face investigații și poate determina existența unei hepatite care nu a fost cunoscută de către pacient până la acel moment. Deci sunt foarte multe situații. Există și erupții postmedicamentoase, de asemenea, în care poate să apară mâncărime de piele. Există numeroase infecții la nivelul pielii care pot determina mâncărime, de la infecțiile fungice banale, o ciupercă, până la parazitoze sau chiar infecții virale. Pentru că și varicela poate să fie confundată în prima fază cu o alergie, da? Da. Avem leziuni numeroase care ne mănâncă. Am mâncat ceva aseară. Nu, este varicelă. Și dacă apare la adulți, este important să o diagnosticăm și să o tratăm un pic mai intens decât în cazul copilor, pentru că varicela la adulți se poate solda cu anumite complicații. Apropo de erupții, aș vrea să vorbim un pic și despre mușcătura de țânțar, că toți suntem în acest sezon. Da. Se poate complica această umflătură care ne apare pe piele sau ar trebui să facem ceva să scăpăm de acea mâncărime și să nu se transforme, să nu ne rămâne, de exemplu, semne? Da. La copii care au un teren atopic, inclusiv înțepăturile de insecte, cum ar fi chiar și țânțarii, pot determina niște erupții la distanță, adică de la o simplă înțepătură să facă leziuni urticariene, de exemplu, să facă o erupție generalizată.
sau se pot fi atât de edematoase, ei fiind mai reactivi, să fac, le fac atât de umflate și să fie un prurit asociat atât de important, încât prin scărpinare să determine apariția unor infecții, să și le infecteze. Deci lucrurile se pot complica, într-adevăr, în tot felul de direcții și dacă se scarpină foarte tare și se infectează, bineînțeles că se pot solda și cu semne la nivelul pielii. Și ce avem de făcut în momentul în care ne înțeapă un țânțar și efectiv nu mai suportăm și ne avem intenția aceasta de a ne scărpina? Ce ne recomandați să facem? Se pot aplica pentru a stopa senzația asta de mâncărime chiar și antihistamice locale sau chiar o compresă rece. Sau există niște spray-uri care calmează instant mâncărimea și care este util, eu le recomand mamelor care au copii atopici și care pot reacționa mai intens la astfel de înțepături, să aibă în poșetă chiar și un astfel de spray care calmează mâncărimea prin simpla spreiere și în felul ăsta previn apariția complicațiilor. Și pe noi adulții la fel, bănuiesc. Da, și pentru noi sunt valabile aceleași reguli. Mulțumim mult pentru aceste recomandări. Cu drag. Ne revedem așadar și mâine dimineață. Sănătate multă!